Bună, dragile mele! Astăzi vom pregăti împreună un compot delicios de mere. Eu inițial am vrut să fac suc de mere din merele căzute pe jos și curățate, partea stricată, însă, din păcate, mi s-a stricat storcătorul astăzi și a trebuit să le folosesc cumva. Și atunci m-am gândit să fac un compot de mere, pentru că oricum nu am apucat să fac anul acesta. Am pregătit borcanele, zahărul, capacele. De menționat faptul că borcanele le-am spălat bine înainte, apoi le-am sterilizat la cuptor la 100 de grade, timp de 30 de minute. Bun. Haideți să vă arăt cum procedez eu de obicei când fac compotul. Pun cam 3 sferturi de fructe în fiecare borcan. Chiar și plin, depinde de fructe. Cam așa. Și le umplu pe toate cu fructe. Am pregătit 12 borcane pentru că aceasta este capacitatea vasului în care le voi pune. Imediat vi le arăt și pe acela. Merele acestea sunt suficient de dulci, însă, pentru că ele nu au ajuns la coacerea completă, ele sunt mere de toamnă, voi folosi un picuț mai mult zahăr. De obicei pun cam 2 linguri de zahăr la fiecare borcan. Dar de data aceasta voi pune 3 linguri de zahăr. Rase, nu cu vârf. 3 linguri rase. Acum depinde și de ce fructe folosim. Dacă fructele sunt mai dulci, evident, folosim mai puțin zahăr. Dacă fructele sunt mai acre, folosim mai mult zahăr. De exemplu, la compotul de vișine, eu folosesc 3 linguri de zahăr, pentru că ele sunt acre și evident, mă trebuie un pic mai mult zahăr. Dar, spre exemplu, la struguri folosesc 2 linguri de piersici. Bun. Am terminat. Iar acum, după ce l-am umplut cu fructe, adăugăm zahărul. După cum spuneam, voi folosi 3 linguri de zahăr mai rase. Pentru că nu sunt prea dulci. Repet, le-am măcules după jos. Au căzut. Partea stricată am îndepărtat-o. Și am vrut eu să fac iarăși suc de mere. Am vrut să fac o cură de mere
zilele acestea, dar am avut ghinionul să mi se ardă două. Să mi se ardă storcătorul și acum va trebui să-mi cumpăr altul. Storcătorul l-am încă din anul 2012, l-am primit cadou la nuntă de la mătușa mea. Și mi-am făcut treaba de minune cu el, adică Dumnezeu să dea sănătate mătușii și unchiului, că s-a gândit să ne cumpere așa ceva, pentru că este indispensabil în casa oricărei familii un storcător de fructe. Am făcut cu el și oțet de mere și suc de mere în fiecare an. Două. Trei. Și ultima. Bun. L-am umplut cu apă caldă pentru a se rezolva zahărul mai bine. Iar acum voi pune capacele, asigurându-mă că sunt bine strânse. Cu putere, fără frică. După care le vom pune în oală. Imediat vă arăt și oala. Iată și oala despre care tot vorbeam. Are o capacitate de 12 borcane. Este foarte mare. Oala asta o am de la mama mea, mi-a dat-o de pomană. Să-i dea Dumnezeu sănătate că s-a gândit să-mi cumpere așa ceva. Este o oală indispensabilă, zic eu. N-ar trebui să lipsească din nicio casă. E bună și pentru bulion, și pentru compoturi, pentru orice. Bun, haideți să pregătim. Vom pune câteva ziare pe fund, ca nu cumva să se spargă borcanele. Și vom încerca să acoperim și părțile laterale pe cât posibil. Observați trucul pe care l-am folosit. Am rupt la jumătate ziarul ca să pot să îl așez frumos în acest fel. Să stea. Așa. Așa. Și ar trebui să mai încă două borcane. Am pus 10. Așezate bine, vor încăpea. Așa. Și mai avem un spațiu chiar aici. Cam așa. Acum vom acoperi cu apă. Am pus și apa. Și le voi lăsa la fiert cam 30-40 de minute din momentul în care apa clocotește. Apoi voi închide ochiul și le voi acoperi cu o pătură până mâine dimineață. Le voi lăsa acoperite. Bun, cam atât momentan. Sper că v-a fost util acest mic videoclip.
Vă urez spor la treabă și toate cele bune!